Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, este simpatic, este zăpăcit, este aiurit, este pus pe harță, dar este un excepțional showman. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Gazi Demirel! Gazi! Până acum? Gazi! Ce s-a întâmplat de vreme? Gazi, mie mi-este frică! Ah, este ce, aici un câine, uite, mi-e frică! Vino să mă ajuți tu! Oh, vino tu! Nu, nu, nu! Păi, oh, păi ce faci? Păi, mă gândeam la ceva, să dau ceva de mâncare, adică... Păi, dar nu! Gazi, ți-e frică de câinele? Puțin, adică... Ce fel de bărbat e și te dai mare și tare... În fața de mine. Ia cum râde. Hai, de mine. Hai, vino cuțuleț, cuțu. Vino cuțuleț. Nu mi-e frică, dar na. Nu ți-e frică, ce fel de bărbat ești? Păi măi, Gazi. Ia vino aici, ia. Ți-e frică de un cățeluș așa mic? Păi chiar tu mă dezamăgești. Nu mi-e frică, păi, dar... Păi tu care ești colegul meu și ești așa, pare așa de... Poți. Doamnelor și domnilor, Raluca Ocneanu! Și acum, telespectatorilor, spectatorilor, un moment foarte frumos. E o trupă extraordinar și spectaculoasă, are talent mare de muzică. Doamnelor și domnilor, trupa Acces! Gazi și Raluca, intrați între costese. Shuffling.
I'm shuffling. Bravo, bravo. Trupa Acest. Salutare, bine v-am găsit. Sunteți extraordinar energică așa. Foarte nu stați, nu stați în loc și ați cântat și cum ai făcut asta așa? Ia să vedem, Sigo, cum ai făcut. Stai să încerc și eu. Vrei da. Să încerc și tu. Ai nevoie de ajutor? Nu se poate. Poftiți la masă. Haideți, luați mulțumim. Loc. Prima întrebare, așa, de scurt. Ia să auzim. De ce acces? Adică la ce acces? Eu să stau aici. Acces la dans, acces la libertate, acces la muzică. La muzică bună. La muzică și bună, de calitate. O melodie superbă, scrisă de... Da, este compusă de colegul ăla, colegul ăla. Alexi, și stai. Felicitări! Ați cântat foarte frumos, băieți, felicitări! Vă mulțumim frumos! Și-au dansat foarte. Vă mulțumim, dar să știi, de fapt... Deja am încercat acolo, dar... Da, să știi că ești foarte talentat, am observat. Cu puțină muncă ai putea... L-am putea lua cu noi în trupă, până la urmă. Ce... Ați auzit, nu? Că sunt foarte talentat. Mersi mult! Așa, da, lumea trebuie să știe că ne muncim foarte mult în sala de dans. Facem 3 ore repetiții în fiecare zi. Da. Pentru rezultatele astea trebuie să muncești. Nu poți așa peste noapte. Nu este ceva pregulă și ca lume. Na. Ca și corect. Rezultatele muzicale. Piesa a fost superbă. Cine a scris piesa asta? Mulțumim că mi-a plăcut. Piesa a fost compusă de Starchild. Nu trebuie să fie așa serios. Făceam o prezentare da. Și urmă trebuia să iau poziția ca atare. Da. Deci, repet, piesa a fost compusă de Starchild și Paul de la Radio Killer. Le mulțumim și salutăm. Sperăm că v-a plăcut, că a plăcut. Foarte frumos și foarte sper frumos. Că a plăcut și de la telespectatorul nostru. Și... Tu nu vorbești nimic, ești supărat? El este un foarte bun dansator, este unul dintre cei mai buni dansatori de breakdance din România, a câștigat nenumeroase premii. Deși foarte modest și este o calitate care este premiată întotdeauna, să știi. Așa este, da. Băi, vă dorim succes și baftă în continuare. Și spuneți-ne un pic unde putem să vă mulțumim. Găsim fanii voștri, unde vă pot găsi, ca să știm și noi. Deci da? Toată lumea știe nebunia asta cu Facebook. Da. Acces cu capa, AKA acces, oficial. Pe Facebook ne găsește toată lumea, întrebări, melodiile noastre, absolut tot. Tot ceea ce facem noi. Noutăți și am înțeles că aveți și un mare impresar acum, că v-a preluat un mare impresar, nu? Da, las deci ceea ce înseamnă că este foarte bine. Este vorba de domnul Radu Baron. Wow. E o onoare să lucrăm cu el, sigur. Să colaborăm cu dânsul. Și a fost persoana potrivită la locul potrivit și la momentul potrivit. Știam și noi pe domnul Radu Baron. Mulțumim, băieți, și așteptăm cu mare drag. Luăm o scurtă pauză și după revenim. Suntem din noi împreună. Da, și acum o să vă prezint, eu acum cea mai mare surpriză, te rog, da? Este un invitat de onoare al nostru, domnul Radu Baron! Așa, așa stați foarte bine, domnul Radu. Bine ați venit, bine ați găsit. Haideți să ne acomodăm mai bine. Bine v-am găsit. Să telefon, stăm jos. Te rog, poftim, mulțumesc. Dacă doriți. Oriunde numai să fiu lângă domnișoară frumoasă. Da, am văzut și acolo când ați venit cu hostesele noastre, dar stați foarte bine, domnul Radu, așa cu fetele. Felicitări. Stă bine între două. Da, da, stați. Frumoase amândouă, normal. Toate așa fetele sunt frumoase, bărbați. Nu? Da. Și oricare femeie între doi bărbați. Așa, da, și noi știm că... În primul rând că suntem onorați că sunteți aici cu noi. Mulțumim. Sunteți unul dintre cei mai mari impresari din România și cu siguranță aveți așa ochiul format să vedeți artiștii, să-i formați, nu? Asta e mai mult latura de manager decât da. De impresar. Da. Mie îmi place mai mult managementul decât impresariatul, le fac pe amândouă pentru că oricum. Dar există acest termen în România, exact, da, eu fac o mare diferență, nu? Da, este mare diferență, da. Adică eu ca manager descoper talente, sigur. Îi iau de mici, sau, mă rog, nici din punct de vedere artistic, nu neapărat ca vârstă, da? Sunt instruiți, sunt pregătiți cu lecții de canto, cu lecții de dans, de dans. Mișcare scenică, de dicție, tot de tot ce comportă să fii pe scenă. Da, bine, cam o școală. Nu? O să vezi ce să spun. Da. O școală. E un fel de școală și de pregătire, numai că e o școală în care nu plătesc ei, ci sunt plătiți. Da, dar dumneavoastră aveți acest ochi format ca să vedeți toate aceste calități în acea persoană, când nu le are, să le poată dobândi, nu? Calitățile se simt de la început, o parte din ele sunt native, deci le simt. Absolut. Dar o mare parte... Trebuie cultivate. Absolut. Exact.
Și așa se întâmplă că din 10 artiști cu care pleci la drum, de obicei 30% rămân pe piață și fac într-adevăr ceva bun. Cei care au să fie și puternici. Jumătate din ei se cam pierd pe drum. Nu. Datorită dificultăților, nu? Care pot să apară sau... Nu atât dificultăți cât, eu știu, fetele, ne plac fetele frumoase. Și la TV sunt multe fete frumoase. Care chiar a fost în conservator, dar ori nu a avut noroc sau nu au reușit să... Ceva s-ar putea. Nu numai asta. Este multe lume, de exemplu, în stradă care au talent deja, dar nimeni... Dar nu au aceea șansă de a reuși. Dacă vine la preselecție și îmi spune că e de la conservator, 50% nu-mi place. Pentru că învață greșit. Da. Cred că este unitatea de învățământ cu cel mai prost randament din România. Da, sigur, știm să ne pregătim. Mă refer la vocali. Și asta o spun pentru că nu am văzut niciun cântăreț renumit în România care a terminat conservator. S-a dus Marcel Pavel, vedeta la conservator, sigur. Dar nu cunosc vedete care au fost înainte la conservator. Cum eu acum încep acest an conservatorul. Și abia apoi, după ce au făcut școala, au ajuns și ei să fie undeva pe scenă, să mi-i cereți voi la televiziune, să spuneți sunt foarte buni, sunt foarte ok. Așa că, în general, caut talentul nativ, mergem pe o programă puțin mai capitalistă, mai de piață, nu atât de conservatoristă. V-am adus o trupă frumoasă, tânără, elegantă, de culoare, wow, care să vă cânte două piese, piese care sunt deja pe cluburi, deși sunt foarte noi, au intrat în forță pe piață și merg foarte bine. Atât fetele, trupa, cât și piesele. Deci trupa Velvet. Foarte bine! Cum ai întrebare? E interesant model de păr. Da, este natural. Natural? Deci, de fapt, voi amândoi sunteți natural, nu? De sus până jos. Ia, ok. Luați loc, vă rog. Mulțumim. Așa, așa. Și eu așa. Deci a făcut foarte frumos surpriza domnul Radu Baron. Îți plac fetele? Sunt frumoase? În majoritate da, în domeniu, adică așa se zic. Da, uite, ea e naturală, ea nu e foarte naturală. M-am simțit, să știi, acolo cum, dar mă făză puțin, m-am simțit ceva, nu regina, da? Doar întins, nu asta, dar întins naturală. Și-a întins păr, mie îmi place mai mult creață. Da? Da, o să mă cert. Păi data viitoare o să vină cu părul creț. Așezat. Da. Nu? Chiar acolo. Da, am venit lângă ea, pentru că ea e cu părul creț și e mai amică. Cred că ea a venit lângă dumneavoastră. Domnul Baron a laudat puțin pe voi, cum sunteți și pe scenă și afară. Voi ce ziceți pentru Radu Baron? Păi avem numai cuvinte de laudă, în primul rând. Este un om... Păi, dar ce ar putea să spun acum, nu? Nu, este un om foarte bun, foarte profesionist. Atât? Da, ne învață foarte multe lucruri. Atunci... Mă înjură în particular pentru lecțiile de canto și pentru cine la cudicție. Eu acum am mare emoții, știți? O să continuăm... vorbele despre domnul Radu. Am o emoții mare. Uite, nici nu pot vorbesc. Na. Vreau să cânt ceva la dumneavoastră, dacă dați mie voie. Cine știe, s-ar putea pune și pe mine în lista, nu? Așa. Doamnelor și domnilor, știți pe mine, mă numesc Gazi Demirel. O să cânt acum o melodie. Ofo! M-ai nerocit așa pe mine tu. Vorbesc foarte serios. Scuze. Păi ce scuze? Este aici bine, mare impresar și vreau să cânt. Acum sigur o să gândește că eu nu cânt bine. Deci ce faci călășia? Nu o să se mai întâmplă. Gata. Ofo!
scuze, n-am vrut eu. N-am vrut eu, singur. S-au sinucis singur. Ai mâncat viața mea tu. Păi de ce faci gălăjie, măi, tate, uite, este, mai este aici, vreau să fac ceva, ca să... Se știi cum când Gazi, se chem pe mine acolo, pe acolo, la turneu. De ce faci asta așa? Gazi, te rog frumos, n-a fost din bunăvoia mea. Deci au cazut singur. Scuze. M-a scuzat, maestri. Nu o să se mai întâmplă. M-a scuzat. Scuze, telespectatorii noștri, acum începem din nou. Sunteți alături de mine, nu? Foarte bine. Ofo! Şinanay nay, hop hop şinanay şinanay nay, şinanay yavrum şinanay nay, hop hop şinanay şinanay nay, şinanay yavrum şinanay nay. Kaleden iniyorum yar 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 yandım, kaleden iniyorum yar 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 yandım, çağırsam dön. Şinanay yavrum şinanay nay, çağırdan dönüyorum. Şinanay yavrum şinanay nay, hop hop şinanay şinanay nay, şinanay yavrum şinanay nay, hop hop şinanay şinanay nay, şinanay yavrum şinanay nay.
Ce ziceți? Primul rând. Mai nu știu, nu mă pricep așa bine la piesa asta. De ce limbă era? Era turca, dar din cauza lui Mare Maestru Bocataru Şükrü nu prea am înțeles nici eu. Da, scuza. Poftim. Sună bine, dar nu sunt specializat în așa ceva eu. Dar am înțeles. Nu pot să mă pronunț. S-a trecut un pic supărarea, păi, nu? Ce a făcut deci Şükrü, s-a trecut, încep nu? Două de ori Raluca și paca, paca. Hai să-l iertăm și uite, asta? Am și eu. El când face rețete, eu fac ceva la el. Hai să ne acomodăm și noi, să mai stăm un pic aici jos, să vorbim și noi cu invitatele noastre. Așa, deci era cu Cresa lângă tine, Radu Baron. Da. Și cealaltă care nu prea natural și așa. Păi haideți să ne spună cum se numesc fiecare, da. Pentru că bănuiesc că fiecare au... Eu sunt Latifa. Da. Iar eu sunt Michelle. Așa, deci trupa Velvet, de unde a venit ideea cu acest nume? Să... Numele l-am ales așa, după artist întotdeauna dăm numele, ne-am uitat pe ele ce catifelate sunt. Da. Trebuia să zicem Black Velvet, dar nu erau nici destul de negre, așa că am rămas numai cu Velvet. Da, da, da. Foarte frumos, foarte frumos. Am și eu o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că știu că apreciați talentele. Este o tânără interpretă. Haideți să ne pregătim să o invităm, pentru că imediat, așa merită. Imediat. Și acum deci e o mare talent aia. Mare talent și cântă muzică populară. Hai că ați spun și așa, ca să mai schimbăm un și pic. Și este foarte simpatică. Foarte simpatică, foarte tânără. Mm-hmm. Și foarte talentată. Și o invităm acum în scenă pe Alexandra Dicu. Bine ai venit, draga mea! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ai venit! Ce faci, Alex? Foarte bine! Mă bucur, bine ai venit! Vă mulțumesc că m-ați invitat! Cu mare drag! Mare on mare! Ai puține emoții cu noi? Foarte puține! Foarte puține? Da! Păi, dacă are foarte puține emoții, să o lăsăm să cânte, da? Să vedem ce o să ne cânte. Ce o să ne cânti? De ce nu te însări, Gheorghiță? Foarte!